Hello, hello! În fiecare dimineață, la cafea, după ce mă trezesc, deschid și răsfoiesc cu ghilimele Twitter, Instagram, Facebook și încerc să găsesc și niște articole mai interesante, dincolo de a vedea ce mai face lumea. Un articol pe care astăzi l-am citit pe blogul TripAdvisor vorbește despre cele mai romantice și de vis destinații. Și am să vă las și vă articolul ca să vedeți despre ce este vorba, însă înainte de toate, mă gândeam... Ce face un loc să fie cu adevărat romantic? Care sunt calitățile pe care trebuie să le bifeze pentru a putea fi declarat destinație romantică? Haideți să vedem! În primul rând, trebuie să avem un peisaj. Fie că vorbim de mare, de munte, de plajă, poate un oraș medieval sau, nu știu, poate pur și simplu un sat mai retras, dar care să ne inspire, să ne gâdile sufletul. Asta... Îmi dă mie o idee de romantism și mă face să visez așa, să pun prima cărămidă către destinația romantică de vis. Mai departe, cred că trebuie să aibă o climă favorabilă sau măcar vreme bună atunci când noi îl vizităm. Nu știu despre voi, dar eu nu sunt un mare fan a ceea ce înseamnă dancing in the rain. No, I'm not dancing in the rain, așa că prefer să fie soare. Și soarele mai departe mă duce cu gândul la plajă, la vară, la vreme bună, poate la o lumină foarte bună care să pige peste locul pe care îl vizităm și care să mă inspire să mă plimb acolo, să fac poze, să fac filmulețe și pe care să vi le arăt vouă, evident. Nu știu despre voi, dar mie îmi plac locurile mai retrase, mai intime, locuri în care să nu simt foarte, foarte puternică aglomerația, să nu simt traficul, să n-aud claxoane, agitație, toate astea, nu. Mie îmi place să mă plimb pe niște străduțe care să fie înguste, să fie pavate, poate chiar să nu fie nimeni, sau să fiu doar eu cu iubitul meu. Și nu foarte mulți oameni, dacă se poate. Dar, evident, sunt oameni cărora le plac și orașele care să fie mai agitate, mai pline de viață, poate chiar de distracție, cluburi, restaurante, pub-uri, toate astea. Fără îndoială, un loc romantic trebuie să aibă poveste. Pentru că povestea este ceea ce ne face să ajungem acolo și tot povestea este cea pe care ne dorim să ne creăm și noi. Așa că dacă locul e favorabil sau dacă deja avem ceva de acolo care ne inspiră, e și mai bine. Trebuie să fiți de acord cu mine, Verona este, fără îndoială, un oraș romantic. La fel cum e și Sighișoara. Am mai vorbit eu despre Sighișoara ca loc romantic și îmi susțin în continuare această cauză, pentru că pe mine Sighișoara, ca oraș medieval, mă face să mă gândesc la domnițe, la cavaler, la povești de dragoste, la lupte și intrigi și multe altele. Așa că, inevitabil, e un loc romantic. Casa Fridei, de exemplu, pe care am vizitat-o și despre care recent v-am povestit, mi s-a părut la fel un loc romantic. De ce? Pentru că a avut o poveste de dragoste. Frida și Diego Rivera și-au trăit acolo dragostea lor, cu bune, cu rele, cu tot ce a fost, însă a fost o poveste care, pe mine cel puțin, mă inspiră. Ok, un lucru foarte, foarte important atunci când trebuie să vorbim de o destinație romantică este persoana pe care o avem alături. Și evident că veți spune, ăsta e un clișeu. Nu e un clișeu. Chiar cred foarte, foarte, foarte mult în asta, pentru că e important cu cine ești și abia apoi e important unde ești. Alături de o persoană dragă, de cel drag sau cea dragă, fiecare loc poate fi special. Și dacă vă amintiți, din colecția de căni de Valentine's Day, aveam una pe care scria locul meu preferat din lume este lângă tine. Și în continuare sunt de acord cu asta. Voi sunteți de acord cu mine? Ok. La final, câteva detalii tehnice. Pentru ca o destinație să fie cu adevărat romantică, trebuie să aibă sau nu un acces destul de ușor. Acum depinde. Dacă vorbim de un oraș mare, eu cel puțin prefer să am un zbor direct acolo, să am un transfer destul de ușor de la aeroport până în centrul orașului și să pot să ajung cât mai repede și să mă bucur de orașul pe care îl descoper. Dar dacă vorbim de o drumeție pe munte, acolo deja lucrurile se schimbă puțin și e foarte posibil ca întreaga aventură a drumeției, întreg drumul pe care trebuie să-l parcurgi, să fie un lucru romantic în sine, o activitate romantică către un loc romantic.
nu sunt o foarte mare împătimită a mersului pe munte, însă am mulți prieteni sau am mulți Facebook friends care văd că fac asta și îi văd tot timpul foarte plin de energie și foarte plin de bucuria de a merge pe munte. Așa că ceva o fi pe acolo. Ok, dincolo de asta, locul pe care îl considerăm romantic trebuie să aibă niște resurse, măcar minime, de cazare și masă și Wi-Fi sau nu? Ce spuneți? Avem Wi-Fi sau nu avem Wi-Fi într-o destinație romantică? Cam astea sunt criteriile la care eu țin atunci când vine vorba de o destinație romantică și așa pe încheiere. Vreau să vă mai arăt încă o dată albumul Follow Me Too, așa, a? V-am mai povestit despre el, însă în continuare mi se pare un lucru foarte, foarte romantic, că tot asta e cuvântul pe care îl folosesc astăzi. Este vorba de Nati și de Murat, cei doi care deja sunt și un cuplu oficial, cei care s-au căsătorit anul trecut, da? Așa. Ei se plimbă prin lume, au făcut deja un brand în ceea ce privește plimbările lor și dragostea pe care o exprimă prin fotografii, se plimbă prin lume și se fotografiază așa. El o fotografiază pe ea, ținându-se de mână, amândoi. Ajung iarăși la faptul că cel mai bine e cu persoana iubită alături. Dacă sunteți de acord cu mine sau nu, vă rog să îmi spuneți asta. Aștept comentariile voastre, aștept sugestiile voastre și aștept să-mi spuneți care este locul pe care voi îl preferați ca a fi foarte romantic. O zi frumoasă!